Suntem în plin sezon estival, perioadă a anului care favorizează plimbările cu motocicletele, dar accidentele în care sunt implicați motocicliști sunt din ce în ce mai multe. Anul acesta a fost stabilit un record tragic în ceea ce privește numărul incidentelor pe o anumită perioadă de timp. În ultimele săptămâni au avut loc 17 accidente grave, în care au fost implicați cei pe două roți, dintre care unul mortal. Polițiștii avertizează că situația este una extrem de gravă și vin cu câteva recomandări. Având în vedere perioada calendaristică pe care o traversăm, ce implică participarea la traficul rutier a celor pe două roți, ne confruntăm și cu o creștere a numărului de evenimente rutiere în care aceștia sunt implicați. Astfel că ne vedem nevoiți să revenim cu anumite sfaturi, atât pentru aceștia cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Recomandăm motocicliștilor, în primul rând, să nu uite de echipamentul de protecție. De cele mai multe ori, acesta face diferența dintre viață și moarte. Să nu creeze surprize în trafic, să nu acționeze brusc, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule, atât aflate în mișcare, cât și staționate, să respecte limitele legale de viteză și să respecte regulile rutiere. Pentru conducătorii auto, le reamintim faptul că traficul rutier se împarte și cu motocicliști, să nu uite de regulile rutiere și de politețea rutieră. Reprezentanții cluburilor de motocicliști avertizează și ei că atât conducătorii auto, cât și motocicliștii trebuie să fie precauți și să respecte legislația în vigoare. Trebuie să plecăm de la premisa că nimeni nu este mai mult sau mai puțin vinovat decât celălalt în traficul rutier, fie că vorbim despre șoferii de autovehicule sau despre motocicliști, pentru că privind o medie a accidentelor anuale, vina este împărțită în mod aproximativ egal între aceștia. Pe de-o parte, știm faptul că șoferii din România, cel puțin, nu au dezvoltat această cultură a împărțirii traficului rutier. Pentru unii șoferi, cei care merg pe două roți sunt inexistenți, fie că vorbim despre motociclete, scutere, biciclete sau trotinete, și de multe ori șoferii nu se uită sau nu vor să se uite ceva mai atent în oglinda retrovizoare. Deci, la altă parte, avem și motocicliști cu atitudini irresponsabile, spre exemplu, atunci când vedem acele slalomuri care se fac în trafic, mai ales în traficul rutier urban, aglomerat, atunci când un motociclist cu o viteză peste cea legală face slalom printre mașini, este de asemenea o situație de risc. Viteza în general, fie că e din partea motocicliștilor sau a șoferilor de autovehicule, este unul dintre factorii determinanți în producerea de accidente rutiere grave sau de tragedii, iar aici nu vorbesc despre ultimele accidente din Argeș sau din România, ci în general despre cum se produc aceste accidente. Totodată trebuie să vorbim și despre siguranța motociclistului, în primul rând despre modul în care este echipat. Legea te obligă să porți casca de protecție, însă întotdeauna este totuși recomandat să ai, dacă nu echipamentul complet, ceea ce este ideal, măcar să ai pe lângă cască și o geacă cu o protecție pentru coloana vertebrală, o protecție solidă și de asemenea niște cizme care să îți acopere gleznele și niște mănuși. Totodată, starea motocicletei, starea tehnică este foarte importantă. În primul rând, aderența, care ține de cauciucuri, cât de vechi sunt acestea și cât strat de uzură au acestea, și totodată sistemul de frânare, plăcuțele, gradul de uzură al plăcuțelor de frână și modul în care ne facem serviciul regulat al frânelor motocicletei și în general al motocicletei, pentru că și defecțiunile tehnice pot pune în pericol foarte mult pe motociclist. Autoritățile spun că niciodată numărul acestor accidente nu a fost așa de mare. 3 motocicliști se află și acum internați în spitalele din Argeș, iar unul la București, toți fiind răniți în urma acestor accidente.